Guvernul a adoptat în ședința de miercuri ordonanța de urgență privind salariile bugetarilor. Aceasta elimină potrivit ministrului muncii inechitățile din sistem. Prevederile ordonanței se vor aplica în două etape, astfel încât o parte dintre acestea vor intra în vigoare la 1 august 2016, urmând ca întreaga grilă de salarizare să fie aplicată din decembrie 2017. Impactul bugetar al aplicării actului normativ pentru anul viitor va fi de 2,6 miliarde de lei. De prevederile ordonanței vor beneficia peste 650.000 de persoane din administrația publică centrală Aleșii locali care au primit condamnări cu suspendare pot sta liniștiți. Senatul a respins miercuri cererea de reexaminare privind modificarea statutului aleșilor locali. Potrivit legii adoptate de senatori în cazul primarilor și președinților consiliilor județene, mandatele încetează la o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni de corupție prevăzute la articolele 289-290 din Codul Penal. Declarațiile de avere și de interese anuale pot fi depuse până la data de 15 iunie. Cei care nu le depun în termenul stabilit de ANI riscă sancțiuni de până la 2000 de lei, anunță Agenția Națională de Integritate. Declarațiile vor fi păstrate pe site-ul ANI și pe portalul public al agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului, apoi 3 ani după încetarea acestora, după care vor fi arhivate. Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care prevede readucerea coroanei pe capul acvilei de aur din stema țării și impune obligativitatea ca până la 31 decembrie 2018 autoritățile publice să înlocuiască stemele și sigiliile existente cu cele prevăzute în lege. Proiectul Camerei Deputaților a fost adoptat cu 262 voturi pentru. Noile drapele, sigilii, bancnote și monede vor conține astfel modelul schimbat al stemei țării. Totodată monedele emise de BNR anterior, date de 31 decembrie 2018 vor continua să circule și după această dată în paralel cu monedele și banknotele cu stemă nouă. În anul 2015, muncitorii români care lucrează în străinătate au trimis în țară 3,2 miliarde de dolari prin sistemele de transfer bancar. Infuzia de valută ajută pe de-o parte familiile persoanelor care sunt plecate în afara țării, dar și economia din țară. Dacă vă întrebați ce sume trimit românii către familiile rămase în țară, ei bine, media este de aproximativ 350 de euro la fiecare transfer.